La Giurgiu, astăzi 15 iunie, în Parcul Aleiș, la Centrul Cultural Ion Vina, s-au organizat acțiuni cultural-artistice pentru marcarea celor 6 ani de la instituirea Zilei Culturii Naționale. În același timp, prin manifestările derulate, s-au comemorat 127 de ani de la ridicarea la stele a lui Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române, așa cum poetul a fost numit de Constantin Noica. De la 10:30, în Parcul Giurgiuvean, colegi între ale poeziei și muzicii s-au aflat în pelerinaj la bustul realizat de Corneliu Medrea și sugestia lui Tudor Vianu. Unul câte unul, participanții la manifestare au făcut ca parcul cu aromele florilor de tei să fie inundat de versul creat de poet și pentru poet, dar și de muzica inspirată de creația imineștiană. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. În Parcul Alei din Giurgiu s-au întâlnit reprezentanții instituțiilor de cultură din municipiu și județ, cu membrii Asociației Culturale Bucuriile Muzicii din București și artiștii corului Ecoul Dunării din Ruse, însoțit de grupul creatorilor artistici în frunte cu poeta Nadejda Radova. Și la Centrul Cultural Ion Vina s-au pregătit, cu prilejul evenimentelor marcate la 15 iunie în Giurgiu, o expoziție de carte, un concert în care au evoluat oaspeții din capitală, o expoziție de pictură inspirată de viața și activitatea marelui poet și un colocviu cu o temă referitoare la opera eminesciană.